Bine ați venit! Mă bucur că ați avut curajul să veniți aici în față. Și în această dimineață vreau să vă întreb, vouă vă plac eroii? Da? Aveți un erou preferat? Ia spune-te. Hulk. Hulk, ok. Altcineva? Doamne Iisus. Domnul Iisus, bravo. Alte răspunsuri? Ia spune. Domnul Iisus. Tot Domnul Iisus? Și tu, care e răul tău preferat? Tot Domnul Iisus. Tot Domnul Iisus? Bravo. V-ați ales pe cel mai puternic erou. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre un alt personaj care era copil, poate puțin mai mare ca voi, și pe vremea când trăia el, acum mulți, mulți ani, se dădea un război între poporul lui, între țara lui și o altă țară învecinată. Și această țară învecinată a venit cu toată armata acolo ca să se bată cu ei și în fiecare dimineață, ce credeți că se întâmpla? Ieșea un soldat din acesta foarte, foarte, foarte mare și puternic, avea cei mai mari mușchi. Știți de cine? Goliat. Goliat, bravo. Ieșea Goliat în fiecare dimineață și spunea numai lucruri râte despre poporul iudeu și despre Dumnezeul lui. Și îi făcea de rușine. Și din acest popor, nimeni nu avea curajul să se ducă să se bată cu el. Voi ați fi avut curajul să vă bateți cu el? Nu. Nu-i așa? Era mare, înfricoșător. Avea pe el o armură pe care cei mici ca noi n-aveau cum să o care. În schimb, era acest copilaș care, auzind cuvintele urâte pe care le-a spus Goliat, nu a putut să stea liniștit și a zis, mă duc eu să mă bat cu el. Trebuie ca cineva să îi ia partea lui Dumnezeu și să nu îi mai permită acestui uriaș să-l facă pe Dumnezeu de ocară și pe poporul lui. Și ce crezi că s-a întâmplat? S-au bătut? A venit împăratul la el și a spus, cum să te duci tu să te bați cu el? Ia uite, tu ești mic, uriașul acesta este uriaș, n-ai nicio șansă, hai să-ți dai o armură. I-a dat împăratul armura lui și ce s-a întâmplat cu personajul nostru? N-a vrut, că n-a putut s-o care. Cum îl chema pe acest personaj, știți? Tot tu? Hai. David. Este și o melodie. Când David și cu Goliat s-au întâlnit și s-au luptat. Ce a făcut David? S-a luptat, nu? S-a dus și pe drum, a luat două pietre din râu și s-a apropiat de uriaș și ce s-a mai întâmplat? Mergând spre Goliat și Goliat, dându-și seama că cineva vine să se bată cu el, a început să se uite. Și prin coif, prin viziera coifului, avea așa o mică crăpătură prin care încerca să vadă și nu vedea nimic. Și la un moment dat își ridică viziera să vadă cine vine să se bată cu el. Și la un moment dat se uită în jos și vede o mogâldaț acolo care strigă la el. Tu vrei să te bați cu mine? Și ce spune David? Da, în numele lui Dumnezeu. Și își pune piatra în praștie, o învârte, o aruncă și lovește pe Goliat. Și apoi a căzut pe jos și a dat sabia jos și David l-a văzut sabia și a murit. Să știi că David s-a bătut doar cu o piatră, fără sabie. L-a lovit cu piatra fix în frunte, unde el a ridicat viziera, să vadă cine are curajul să se bată cu el. Și David devine erou. David devine erou. De ce? Pentru că David îi dă cinste lui Dumnezeu, apărându-i onoarea în fața poporului care a venit să-l facă de râs, da? Întrebarea mea este,
Și tu poți fi erou? Da? Uite, nu știu dacă știți, dar sunt sigur că ați aflat, eu vreau doar să vă aduc aminte. Săptămâna care urmează începem o școală biblică de vacanță, aici la biserică. Am aici în mână niște flyere, niște invitații. Sunt sigur că voi deja aveți planuri să veniți, dar vreau să vă spun, nu știu dacă știți, dacă voi vorbiți cu prietenii voștri și îi invitați să vină, veți primi un premiu. Și ca să poată să vină acești prieteni, trebuie să le dați un flyer. Eu vă întreb, aveți sau vă dau eu acum? Ca să dați. Câte flyere vreți? Vreți mai multe sau doar unul? Un prieten sau mai mulți? Cât vreți să-i invitați? Da? Puteți să-i chemați și pe ei, prietenii voștri care nu sunt de la biserică, să poată să învețe și ei despre Dumnezeu și despre eroii Lui. Vrei și tu? Bravo! Băieți, vă dau câte două, că sunteți mai mari? Unu? Ok. Două? Două. Bine. Vreau să le dați, da? Și dacă voi veniți cu un prieten de-al vostru care nu este din biserică, veți primi o atenție. Mai vrei unul? Uite. Și în spate, și în spate. N-am uitat de voi. Uite și tu. Bine, mulțumesc. Și acum vă invit să mergeți la locurile voastre. Pacea Domnului. Pentru tot pentru copii, dar și pentru cei care vor să participe la școala biblică de vacanță, acesta este un album pe care copiii îl vor primi cu ilustrații, cu povestirile pe care le vor învăța în fiecare zi. Va fi o ocazie minunată ca ei să cunoască pe Dumnezeu și pe eroii Lui. Și după cum ați observat, numele sau titlul școlii biblice de vacanță de acest an se numește Și tu poți fi erou. Și se adresează copiilor. Dar în această dimineață nu sunt în fața unor copii. Sunt în fața unor oameni mari, unor adulți. Credeți că această chemare, această invitație este valabilă și pentru noi? Ne cheamă Dumnezeu și pe noi să fim eroi? M-am tot gândit la acest lucru de ceva timp și am început să realizez că Biblia este plină. Este plină de această invitație care vine din partea lui Dumnezeu către oameni, către noi, către poporul său, către lumea aceasta. Este o invitație deschisă pentru oricine. Vă invit să urmărim una dintre ele, care se găsește în Exod 6. Și dacă aveți Biblie, vă invit să deschideți, să citim împreună. Începând cu versetul 6. Exod 6, versetul 6. Sunt multe invitații în Biblie, dar este una care mi s-a părut mie că specific se potrivește bisericii. Este o chemare nu la o persoană, ci pentru un popor. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da-o în stăpânire. Eu, Domnul. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dumnezeu cheamă un popor și
oferă toată logistica pentru că acest popor să ajungă în locul promis. Dumnezeu își asumă responsabilitatea că El îi va duce, El îi va scoate, El va avea grijă de toate nevoile lor. Ce trebuiau ei să facă? Completarea acestor texte am găsit-o în Exodul 23. Vă invit să urmărim și acolo. Începând cu versetul 20. Unde Dumnezeu vorbește și spune: iată, eu trimit un înger înaintea ta. Cine era acest înger? Domnul Hristos, Fiul Său. Ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui, să nu te împotrivești Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele Meu este în El. Dar dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul Meu va merge înaintea ta. A mers Domnul Hristos cu ei? Cum știm? Nor de foc, de fum. A fost cu ei. A fost acolo. Și te va duce la amoriți, hetiți, fereziți, cananiți, heviți, iebusiți și îi voi nimici. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești, să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicesc cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi îndepărta boala de mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepe de copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie de plin. Voi trimite groaza Mea înaintea ta. Voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespi bondărești înaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta pentru ca țara să n-ajungă un pustiu și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Ce le promite Dumnezeu aici? Le promite că vine cu cel mai intensiv antrenament de război, cu tehnologie, cu avioane, cu arme de asalt? Sau le promite că El însuși se va ocupa ca să lupte pentru ei? El însuși va fi în față. Dacă știți din cărțile vechi de război, cel mai periculos loc într-o luptă este ca să fii în prima linie. Carne de tun se numește. Unde a ales Domnul Hristos ca să stea? Primul. Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustiu până la râu. Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi vei izgoni dinaintea ta. Să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Avea o singură condiție. Eu sunt Dumnezeul tău, să nu te uiți la alt Dumnezeu. Eu sunt cu tine, eu sunt vârful de lancie, eu te conduc, eu stau cu tine zi și noapte. Nu te uita la alt Dumnezeu. Rămâi cu mine. Cât timp vei fi cu mine, eu voi lupta pentru tine. Știm foarte bine povestea poporului Israel. Știm că Dumnezeu îi scoate cu mână puternică din Egipt. Știm cum pe noi Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică din păcat. Și sunt foarte multe lecții în această poveste. De când poporul este chemat din Egipt până când poporul intră și ia în stăpânire Canaanul. Vreau totuși să subliniez, să punctez câteva dintre acestea și să extragem de acolo o învățătură care poate să ne ajute și pe noi astăzi. Primul eveniment major după ce ei ies din Egipt este trecerea Mării Roșii.
un moment bizar, aș putea spune. Pentru că dacă ar fi să o privim omenește, prin ochii unui general de armată, mișcările îngerului au fost numai mișcări greșite. Îi scoate, îi îndreaptă între doi versanți de munte și apă. Și ei, practic, sunt înconjurați de munte, apă și din spate, de unde veneau ei, venea armata egipteană. Ca să așezăm așa puțin în context, să ne facem o idee, imaginați-vă că noi, cum suntem acum, cu o carte, Biblia, cu o geantă, cu un rucsac de haine, am plecat, fugim de armata americană. Ce șanse am avea noi? Aproape că zero, nu? Să ne luptăm cu ei. Suntem pierduți. Și cu atât mai mult, conducătorul nostru ne manevrează în așa fel încât intrăm într-un colț, de unde nu avem scăpare. Și cu toate astea îmi place cum lucrează Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încearcă pe tot acest drum să-i învețe o lecție. Nu tehnologia, nu carele de război ale egiptenilor înseamnă putere. Orice strateg ar fi spus că această mișcare înseamnă sinucidere. Ar fi fost un masacru. Însă Dumnezeu spune ceva nemai auzit până atunci. Vă invit să deschideți în Exod 14 cu 15 să vedem și noi ce le spune Dumnezeu poporului Israel. Poporul era la sentimentul meu. Strigau. Și Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copilul lui Israel să pornească înainte. Este inimaginabil. Cum poți să-i spui unui om împanicat, care se teme de viața lui, să meargă înainte? Ce era înainte? Marea. Mergi înainte. Nu i-a explicat. Uite, eu am un plan, fii atent, uite, tu mergi înainte și eu o să fac asta și... Nu, le spune, mergi înainte. Ce-a făcut poporul? A pășit. Cum? Avea o explicație? Au înțeles? Știau ei ce se va întâmpla? Nu, au făcut-o prin credință. Și când au început să pășească, marea se desparte. Cum spuneam mai devreme, sunt multe detalii aici pe care le putem sublinia. Deci, unul dintre ele ar fi: ce-o fi fost în mintea conducătorilor, generalilor egipteni, de au intrat în mare după ei? Ce-o fi fost în capul lor? Mă întreb. Mă imaginez că ura le-a încetoșat atât de mult privirea și gândirea încât n-au mai văzut nimic în fața lor. Dumnezeu îi trece pe toți, în partea cealaltă, în momentul în care ultimul suflet a trecut, apele își reiau din nou cursul și marea armată egipteană, într-o clipă, piere. Citeam, apropo de acest eveniment, din Ellen White, unde vorbește despre imagini incredibile de la final, când se va da un decret de moarte, când armele celor care vor veni peste cei aleși vor cădea ca moarte în fața aleșilor lui Dumnezeu. Și mă întrebam, cum este posibil așa ceva? Dumnezeu își arată puterea. Într-o singură mutare îi scapă de la moarte și învinge armata care îi urmărea să-i omoare. Și vreau să urmărim ce face poporul Israel. Este foarte interesant ce face el. Se bucură, sunt câteva cântări în Biblie, cântarea lui Moise, cântarea Mariei.
Ei pleacă din Egipt cu bagaje, cu ce au strâns și ei, cu ce au împrumutat de la vecini, cu vase de aur și de argint pe care le-au luat de la ei, dar nu cu arme. Dar următorul eveniment ne arată că ei au găsit arme undeva. Unde credeți că le-au găsit? Am imaginat acest popor uitându-se în spate, văzând apele învolburate cum prinde și mănâncă armata egipteană și pe mal încep să apară 3 săbii aici, 2 suliți aici, un coif, un scut. Ce face poporul? Le adună. Este atât de orbit de realitatea lui prezentă și atât de impresionat de puterea și tehnologia armată a egiptenilor, încât ei văd puterea acolo, nu acolo. Iau aceste săbii pentru că cine știe ce se poate întâmpla mai târziu. E greu să zici, mă încred în această putere nevăzută care a promis că mă va duce în Canaan. E mai ușor să zici, uite tehnologia aceasta de război pe care o putem folosi și noi la rândul nostru. Și Dumnezeu, pentru că ei uitaseră ce le promisese Dumnezeu, uitaseră cine și asumase responsabilitatea de a avea grijă de ei și de a le da țara. Dumnezeu, ca un părinte iubitor, continuă să-și aduce copiii. În Exod 17 avem prima lor confruntare cu cei de pe partea cealaltă a mării. Primul război al lui Israel cu amaleciții. De data aceasta, cu armele de război procurate, lasă că acum putem și noi. Și se duc să se bată. Și îmi place acest episod, care, citit ca un copil, a fost bizar. De ce a trebuit ca un om să stea cu mâinile în sus? Dar acum, ca adult, îl văd altfel și înțeleg că Dumnezeu, în dragostea Lui, încearcă să le arate copiilor lui Israel, celor chemați, celor aleși, unde este puterea. Cât timp Moise stă cu brațele la cer, Israel câștigă. Cât timp Moise obosește, Amalek câștigă. Și atunci Moise își ia 2 oameni să-i sprijine brațele către cer pentru a obține victoria. Nu tehnologia, nu armele lor, Dumnezeu este Cel care are puterea de a-i salva. Pe drumul lor ajung la Horeb, la muntele lui Dumnezeu, unde se întâlnesc cu îngerul trimis de Dumnezeu. Mesajul este clar. Exod 19:6, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Exod 20, Dumnezeu rostește legea. Și toți știm aceste versete pe de rost. În schimb, vreau să mergem la Exod 20 și să citim câteva versete după ce se citește legea. Versetul 18 și 19. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în îndepărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Domnul a venit tocmai ca să vă pună la încercare și să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Ce spune poporul? Să nu mai vorbească Dumnezeu. Tu, zine tu că pe tine facem ce zici tu, dar să nu mai vorbească Dumnezeu. 2 drumuri. Pe de o parte, Moise este cel care merge pe acesta și se apropie tot mai mult de Dumnezeu, până într-acolo că fața lui lumina.
luminat de prezența lui Dumnezeu. De prezența celui prea înalt. Pe de altă parte, poporul care nu mai vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu. Moise ajunge până în punctul în care trebuie să își acopere fața. Lumina cerului este prea puternică pentru ei. Îl lasă pe Moise să se ducă să stea în prezența lui Dumnezeu și ei vor face ce spune Moise. Și vedem mai departe unde duce acest drum. Moise la un moment dat trimite iscoade în Canaan și acestea vin încărcate cu roadele țării. Într-adevăr, o țară unde curge lapte și miere. Nu știu, mă tot gândesc, de-abia aștept să văd în cer acești struguri mari și am mai aflat ceva la companioni, din cauza presiunii hiperbarice, mustul nu fermenta înainte de potop. Mi se pare fascinant. În numer 13, vă invit să deschidem și să citim împreună. Iată ce a istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile lui sunt întărite și foarte mari. Ba încă, am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, Ebusiții și Amoriții locuiesc muntele și Cananiții și Hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea și pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște locuste. Îmi imaginez cum au venit acești oameni și le-au explicat, atât, n-avem cum să ne batem cu ei. Ce era în mintea lor? Să ne batem cu săbile, cu scutul, prin puterea noastră. Să ne aducem aminte de chemarea de la început. Și tu poți fi erou. Și cele două drumuri. Unul care duce aproape de Dumnezeu și unul care duce departe de Dumnezeu. Pe ce drum erau aceștia? Ce vedeau ei? Prin ce ochi studiau această problemă? Prin ochii umani? Prin ce cunoșteau ei? Sau prin ochii lui Dumnezeu? Un Dumnezeu care le-a arătat de la început că iubește și că este cu ei. Drept pedeapsă, pustia avea să le fie casă încă 40 de ani. Nu poți intra în Canaan prin propriile tale puteri. Eu și cu tine nu avem forța, puterea, tehnologia să ne batem cu forțele care sunt înaintea noastră. Vrăzmașul este mult mai tare. Cetățile lui au ziduri atât de groase și de înalte că nu pot fi cucerite. Doar Îngerul lui Dumnezeu este Cel care ne poate duce acolo. Doar El este Cel care poate învinge vrăjmașul pentru tine. 40 de ani mai târziu, noua generație pășește prin credință. În Iosua 3 cu 14, dacă vreți să deschideți cu mine, poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se coboară din sus s-au oprit. S-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă
țartan, iar cele care se coborau spre marea câmpiei, care este marea sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Imaginea de la Marea Roșie. Dumnezeu le readuce aminte cine este cel care este înaintea lor. Prin puterea cui vor câștiga ei victoria? Prin puterea cui intră ei în Canaan? Puteau ei trece Iordanul? Mai ales că ni se spune că era umflat, da? Spune că Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului. Era în vremea secerișului, Iordanul era vărsat, aveau ei cum să treacă, dar prin puterea lui Dumnezeu, apele se opresc grămadă. Vreau și să vă întreb, din câte ați... Că sunt multe persoane în sală care au mai multă experiență ca mine. Din câte ați văzut dumneavoastră, care este procesul fizic prin care apele unui râu se opresc grămadă? Cunoașteți vreun asemenea proces? Există vreun asemenea proces? Și cu toate astea, râul ascultă de voia lui Dumnezeu. Mama mea are o vorbă care îmi place foarte mult. Și o să citesc. Ea spune așa, în lucrarea cu Dumnezeu, întâi trebuie să pășești în apă, apoi Dumnezeu desparte apa, oprește râul, atunci Dumnezeu intervine. Prin credință, fraților. Prin credință, apele se opresc grămadă. Era Îngerul lui Dumnezeu promis cu ei? Am vorbit mai devreme despre un stâlp de foc, ziua de un nor de fum. El este cel care oprește apele Iordanului pentru ca poporul promis să poată trece în Canaan. Pe tot acest drum, în pustie, Dumnezeu încearcă să facă pe popor să înțeleagă dependența de El. Vorbeam la companioni și la ora de rugăciune despre al doilea Ilie. Despre viața lui pe care a trăit-o în pustie. Și pustia, ce ți oferă pustia? Temperaturi de 50 de grade ziua, de temperaturi cu minus noaptea. Ioan avea pe el doar o haină de capră. Găsea poate câteva cuiburi de albine. Nu avea nimic la discreție. Era o viață grea. Aprigă, serioasă. Trebuia să fie disciplinat ca să poți să supraviețuiești în pustie. Le-a lipsit ceva poporului? Ce ai nevoie ca să treci? De? Apă și pâine. Și îmi place cum Îngerul Domnului folosește aceste două elemente, întâi practic și apoi în restul Bibliei simbolic. Moise lovește stânca și iese apă în Vechiul Testament. Poporul este înfometat, îi cere lui Dumnezeu de mâncare, Dumnezeu trimite în fiecare dimineață mană, pâine. După care, în Noul Testament, Domnul Hristos îi spune femeii samaritene, eu sunt apa vieții. Eu sunt pâinea vieții. Ce trebuiau să facă poporul în fiecare dimineață? Să te duci să te trezești, să strângi mana, să o prepari, să-ți faci pâine, să mănânci. Să te duci să-ți aduni apă, să ai apă, să bei. Oare ce trebuie noi să facem în fiecare dimineață? De unde să luăm noi apă și pâine? Din rugăciune și studiu, mi se șoptește din sală. Următorul episod, în Iosua 6, distrugerea Ierihonului. Mă pun în rândul celor mai din spate din poporul Israel care trece Iordanul și în mintea mea, în sufletul meu de copil, de adult, mă gândesc, ok, bun, și acum
Acum, pe ultima 100 de metri, sigur vine Dumnezeu, facem două tabere, ne antrenăm, învățăm niște tactici din acestea noi de război ca să putem să ne batem cu ei. Pentru că altfel, cum vom putea noi trece de aceste ziduri, de acești oameni uriași? Vine Dumnezeu și le spune, uite, în prima zi ieșiți, dați o tură de cetate pe afară și vă întoarceți. Faceți așa 7 zile, în ziua 7-a faceți asta de 7 ori și cu strigă de trâmbiță, de voce, de victorie, atât, atât. Asta e tot ce primesc. Adaug tehnologie de ultimă oră? Haideți. Aveau? Nu vreau să vă contrazic, că nu-mi place, dar trebuie să o fac. Aveau. Aveau cea mai performantă tehnologie din vremea aceea. Dar nici măcar ei nu știau. Nu cu ce ne imaginăm noi. Cu tancuri, cu bombe. Nu erau asemănătoare armelor egiptene. Erau înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu. Au venit la asediu cu trâmbițe, cu însăși chivotul lui Dumnezeu. Ce reprezenta chivotul? Ce se manifesta între cei doi îngeri? Prezența lui Dumnezeu. Ellen White creionează foarte frumos această luptă, unde însăși generalul oștilor cerești, fiul lui Dumnezeu, era în fruntea poporului său cu îngerii săi, însăși fiul se lupta pentru ei. În lumea aceasta nevăzută, în lumea aceasta unde putem să pășim și noi doar prin credință, generalul Universului era cu ei să-i conducă în această luptă. Trâmbițele sună pentru ultima oară, vocile lor răsună într-un strigăt de victorie și zidurile se prăbușesc. Victoria aceasta răsunătoare este o victorie a lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în capitolul 6. Însă în capitolul mai departe, în capitolul 7, vedem ceva foarte ciudat. În primul rând, Acan ia din lucrurile spre nemicire. Asta a fost primul pas greșit. Al doilea, Iosua trimite iscoade la Ai, nu întreabă pe Dumnezeu. Și Iosua ascultă de iscoade, nu întreabă pe Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă în sufletul eroului? Ia uite ce am obținut. Și parcă așa, mai crește cu 10 centimetri și e puțin mai înalt. Ia uite ce am obținut noi. Ia uite ce puternici suntem noi. Vine scoadele și spun, nu trebuie să trimiți toată armata. Câteva mii, e suficient. Și aceștia sunt alergați pe câmpurile Canaanului și făcuți de rușine. Cine este cum să pun întrebarea? Ce dă eroului puterea? Forța lui? Măreția lui? Puterea? Armele? Sau pe cine l-are lângă? Prezența lui Dumnezeu. Vreau să citim un pasaj din Patriarhi și Profeții al lui Ellen White și să legăm aceste episoade de realitatea prezentă. Istoria vieții din pustia poporului Israel a fost consemnată pentru a fi de folos Israelului Dumnezeu de atunci sau de acum? De la sfârșitul timpului. Raportul modului în care s-a purtat Dumnezeu cu cei ce pribegeau în pustie în toate călătoriile lor, într-o parte și într-alta, îngăduind să fie expuși foamei, setei și oboselii, dar manifestându-și în mod izbitor puterea pentru a-i ajuta, este bogat în avertizări și sfaturi pentru poporul său din toate veacurile. Experiența variată a poporului evreu a fost o școală a pregătirii pentru căminul făgăduit din Canaan. Dumnezeu dorește ca poporul său din aceste zile să revadă cu o inimă plină de umilință și cu un spirit dispus să învețe încercările prin care a trecut vechiul Israel pentru ca să poată fi educat în pregătirea sa pentru Canaanul Ceresc.
Nu ne dorim noi, fraților, să mergem în cer? Să mergem în Canaanul ceresc? Nu trecem și noi, ca și Israel, prin toate aceste încercări? Nu ne-a scos Dumnezeu cu mână puternică din Egipt? Nu suntem noi aici ca să fim eroi pentru Dumnezeu? Nu ni se întâmplă și nouă astăzi, câteodată, să ne vedem mari și puternici, cu sabia în vechime, dar astăzi ne putem gândi la o facultate de marketing sau design sau de oratorie sau să știi să organizezi bine un eveniment sau să știi cum să vorbești oamenilor. Sunt arme pe care noi le avem așa în teacă și le tot scoatem gândindu-ne că noi suntem cei care trebuie să ne luptăm. Dar experiența poporului Israel ne învață că nu suntem noi cei care ne luptăm. Că avem pe altcineva lângă noi care se luptă pentru noi. În încheiere, istoria poporului Israel și a drumului parcurs prin Egipt, prin Canaan, este o lecție continuă pentru noi astăzi. Însăși Domnul Hristos a venit atunci ca un înger într-un stâlp de foc și de fum ca să conducă, să arate drumul poporului Israel. A venit în felul acesta și pentru noi astăzi? Ce credeți? Da. A venit însăși ca om pe acest pământ. Acum 2000 de ani a trăit ca mine și ca tine într-un corp asemănător nouă, cu aceleași încercări, cu aceleași probleme. I-a fost și lui sete? Da. I-a fost și lui foame? Da. A avut și el probleme? A avut și el durere? A fost tratat rău, batjocorit și crucificat. Pentru mine și pentru tine. A venit să ne arate drumul. A venit să ne arate pe unde să călcăm și noi. A venit să ne arate în ce direcție este Canaanul ceresc. El ne spune că pâinea și apa nu ne vor lipsi. Și noi, care vedem ca Israelul, eu cel puțin, nu știu dumneavoastră, dar eu cel puțin, când citeam aceste versete, mă gândeam că pâinea și apa, adică nu ne va fi sete, nu ne va fi foame. Dar poate mesajul este mai adânc decât ce vedem noi. Poate pâinea și apa se referă la El. El va fi dat într-o măsură de plină pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu putem să însetăm de El sau să ne fie foame de El. Pentru că putem fi săturați. În pustie, stânca a fost lovită și Israelul a băut din ea și s-a săturat. Așa cum mana cădea din cer în fiecare dimineață, așa și noi trebuie să ne săturăm din cuvântul lui Hristos în fiecare zi. Să bem din apa vie, din care nu ne va mai fi sete niciodată. Să ne aducem aminte experiența poporului Israel. Dumnezeu ne cheamă la Horeb să ne vorbească. Să vorbească cu mine și cu tine. Să nu ne fie teamă. Să nu fugim. Să nu spunem, lasă să vorbească pastorului. Și pastorul să ne spună nouă și facem ce spune pastorul. Pentru că Domnul Hristos dorește să ne vorbească personal. Avem planuri mari anul acesta, pentru că vrem să ascultăm de cuvintele Lui de la final, de la finalul vieții umane pe care a trăit-o pe acest pământ. Și El a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Duhului și al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și noi vrem să facem acest lucru. Și avem proiecte. Și în sufletul meu a apărut o întrebare, nu cumva greșim și noi într-un fel ca, sau să nu greșim ca evrei, să punem mâna pe săbile noastre, pe armele noastre, pe ce credem noi că suntem buni și puternici și să mergem cu ele la această luptă
și să ne bazăm pe El. Pe El care a fost întotdeauna lângă noi. Pe El care vrea să fie lângă noi și mai departe. Pe Domnul Hristos care vrea să vină personal să lupte pentru noi în acest, în această misiune pe care o avem. Mă rog ca Dumnezeu să conducă aceste proiecte misionare. Să nu fim noi cei care ridicăm sabia, ci mergem înainte fără și să mergem înainte fără Hristos. Ci ca la Ierihon, mă rog ca însăși Prințul Cerului cu Îngerii Lui să fie în fruntea armatei noastre și noi cu trâmbițele în mână să sunăm din trâmbițe, să mărșăluim după Hristos, să fim ai Lui, să călcăm pe urmele sale spre Canaanul Ceresc. Amin.